Băi, băieți, uite care e treaba. Deci ați văzut cum a zis Florinel Coman? A zis, domne, a fost o lecție pe care trebuie să o învățăm. Dumnezeu pe aia ce iubește, el le dă lecții și cercetează. Pe mine m-a cercetat. M-a cercetat și a fost foarte bine rezultatul. Pentru că de n-ar fi fost 4-0, 4 nu înțelegeam. Dar zic cum am spus eu, am spus în Giuleș, noi vom bate 4-0, o să luăm 4 puncte. A făcut Dumnezeu, da? Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Și din mândria mea și dintr-o fia mea și cum a zis și Șucu din aroganța mea, a zis Dumnezeu, bă, tu nu poți să faci un fir de păr. Cum bați tu în Giuleș? Cum adică ai bătut-o vreodată? Eu ți-am făcut și schimbările, eu ți-am făcut și echipa, eu ți-am dat și bani să plătești. Și tu acum, tu că bați tu aroganța ta, atunci vei primi exact 4 cât ai zis că le dai. Și atunci eu îl rog pe Dumnezeu să mă ierte pentru mândrie. Îi rog și pe toți oamenii din fotbal care au fost până acum și pe care i-am supărat. Și pe Șucu, și pe toți suporterii de la toate echipele, și Rapid, și Dinamo, și toate. Ce aroganță am făcut eu și ce am supărat, că eu nu o să mai dau declarații, am o echipă de fotbal, este o afacere. Ce câștig eu? Mândria mea, trufia mea, ce am câștigat eu? Pentru ce? Văd de treaba mea, e o echipă, joacă fotbal, dacă aduce Dumnezeu biruință, deci acum voi da și așa vine postul. Nu, oricum nu mai mă găsiți, că o săptămână mă duc până munți, până pește. Așa, deci, prima săptămână, că e prima săptămână e cu post aspru și atunci nu o să mai vorbesc eu. Și dacă vrea Dumnezeu să fim, că 4 puncte este imens. Imens, adică e imensitate 4 puncte. Nu e mult, dar e imens în situația asta. Cum avem, adică, dacă vrea Domnul, noi adică programul avem ușor. Adică în primele 5 meciuri. Și atunci, dacă o să luăm campionatul, și cred că da, pentru că m-a smerit Dumnezeu și mi-a arătat. Atunci o să vedeți făgăduințele mele după. Nu o să mai declar până atunci nimic. Și atunci o să vedeți făgăduințele mele, domnule. Până atunci eu nu o să mai dau declarații. Vreau încet, încet să-mi văd de treaba mea, că nu câștig nimic. Apoi eu ce câștig? Că pierd sufletul. Ce câștig ceva cu declarații și cu asta mă dau mare mândrie, cu tare, cu tare pierd sufletul. Pentru ce? Și așa, nici echipa nici nu vor. Vreau să o dau la fete, nici nu vrea niciuna. Poate o să-i dau la aia mare, să-i dau acțiunile. Că nu vor. Că după nu vor, că după aia vine presa, după ele și nu le place, nu vor. Să vedem, poate îi dau acțiune la fata mare și dacă e după aia el, ginermi, el e cu minte, adică nu prea îi place, dar dacă e să vă dea el declarații după aia. Că nu o să dea la mine în familie femeile declarații, dau bărbați declarații. Așa tare v-a dezamăgit? O discriminare acum, că de ce dau bărbații declarații și nu dau femeile? Așa tare v-a dezamăgit înfrângerea asta? Păi nu m-a dezamăgit, eu dau slavă Domnului că așa că a fost bine. Păi face Dumnezeu ceva rău, mă, Dumnezeu face tot ce face, face minunat. Pentru mine a făcut minunat, m-a cercetat. Ai zis că-i pas 4-0? Am zis eu, n-am zis eu? 4-0, 4 puncte, am zis eu așa? E, na, 4-0 iei tu, ca să vezi că tu nimica nu poți, nu poți să miști un fir de păr, cum să faci tu? Păi dacă nimic n-am, nimic n-ai din ce nu ai luat, că nimic n-am, toate mi le-a dat, le-am luat de la Dumnezeu, nu? Și atunci... Dacă toate le-ai luat, pentru ce te lauzi ca și cum n-ai fi luat, zice? Pentru ce mă laud eu că fac, că dreg, dacă toate Domnul le-a făcut? Dacă tot Domnul m-a ținut în fotbal de 20 ceva, 25 de ani în fotbal, toți au căzut și m-a ținut, înseamnă că m-a iubit. Și dacă te-am iubit și te-am ținut și n-ai intrat în falimente, pentru ce te mândrești ca și cum tu ai făcut tu? Și atunci am văd de treaba mea și gata. Smerenia, smerenia, smerenia. Dar ce crezi că s-a întâmplat cu echipa? Păi ce s-a întâmplat? S-a întâmplat mândria mea și trufia mea. Asta s-a întâmplat și au ei vreo vină, ei jucătorii. Poate m-am stat, m-am gândit după aia, după aia
mi-am adus aminte. Cu 4-0. Și a zis, bă, exact 4. Că dacă este o ei așa, cum a făcut Dumnezeu? Prima, el e priza în fonui? Că a fost a noastră. Dar zic, uite, bă, deși ai echipă, ți-am făcut echipă, dar am unii 4-0, a doua repriză mai... Nimic nu faci. Nu sunteți supărați pe niciun jucător. Cum? Păi bă, dau slavă Domnului și mulțumesc că de ce? Că m-a deșteptat și mi-a deșteptat capul să nu merg într-un fie și în nebunie. Și vine și venea și postul. Acum m-a apucat iar de declarații în postul mare cu voi. Așa îmi văd de treaba mea, n-am nevoie nici de declarații, nici de treaba mea. Și gata. Se vor trezi jucătorii pentru că ei practic intră pe teren până ei, la nu e mă, că bă, ce a făcut Dumnezeu, mă. Acum o să vedeți. Ei au jocul lor, nu e pentru ei, că n-a fost pentru ei. Pentru mine a fost. A devenit acum un complex pentru FCSB? Bine, a devenit un complex. Altceva ziceți. Nici nimica n-a înțeles. Nu mă interesează, nu știu ce a devenit. Ce a devenit, n-a devenit, ce vrea Domnul să fie. Și gata, da? Schimbări în primul 11? Ce schimbări? Nu, ce schimbări? Păi n-a ce. La Tavi Cunescu spuneați, la Târnovanu, cu Vlad. Dar nu, o să aibă și el. Târnovanu o să mai aibă și el. Pentru că dacă e vina mea, nu-i vina lui, atunci trebuie să mai aibă șanse, că nu-i vina lui. Ei erau pe primul loc, aveau 12 puncte. Eu am făcut mândria. Dumnezeu mi-a dat pentru mine, mi-a dat. Și atunci o să vedem. Târnovanu, m-am zis, el trebuie să fie mai concentrat în poartă. Că asta e situația. Și nu pot să iau băiatului acum că e echipa națională, ce de noroces, nu fac asta. Tavi, George, Rapid sau CFR? O să vedem. Cum e lupta? Ce? Pe cine vedeți până la urmă în lupta finală? Rapidul sau CFR-ul? Nu știu. Nu mai vreau să-mi dau eu, că cred eu, că fac eu. Că după aia iar zic că sunt eu deștept și nu vreau să fiu eu deștept. Vreau să hotărească Domnul pentru mine. Și gata, eu cu Hristos de acum. Ce să... O să fie luptă între ei. Adică... Bă, numai că mă faceți iar ce să spuneți ce cred eu și nu mai vreau să spun ce cred. Dacă cred, zic ce cred, iar o iau pe miriște. Așa mai bine nu mai zic ce cred. Sunt 4 puncte imens, mă. Primul pas greșit la ei, gata. Ei joacă între ele. Da, vă ajută programul. Păi programul, că jucăm meciurile care sunt mai tari, le jucăm acasă, adică jucăm cu... Cu Rapidul acasă, cu Sepsi și cu Craiova. Le jucăm. Astea sunt 3 meciuri. Ca alte, la Farul nu e un stadion cu 25.000. La Sepsi jucăm cu aici. Cu la CFR când o să jucăm nu e mai mult steliști. O să fie. Deci ăsta e un program bun pentru noi. Nu? Dar vezi, dacă vrea Dumnezeu, face El. Și ce a făcut până acum? Că m-a îndreptat spre mine. Acum eu mă smeresc, când văd de treaba mea, sunt cu minte, sunt credincios Dumnezeului meu și Dumnezeu, după aceea, ești credincios mie, îți voi da ție. Că știi cum face Dumnezeu? Dacă eu, uite acum, ai văzut cum eu m-am prins de palma ce mi-a dat Dumnezeu. Și știi cum face El? Cât ai vrut? Un punct jumate? Îți dau 9. Pentru un punct jumate, dacă eu m-am prins de palma care mi-a dat o 9 de Domnul, hai să vedem cum o să facă Domnul, nu? Vedem. Cum face? Dacă merit eu, dacă suntem credincios Dumnezeului meu. Veți merge la echipă să le țineți un discurs, să-i motivați înainte? Nu, tată, nu. Nu, n-am ce să cer discurs. Pentru ce discurs? Ce sunt eu? Cine sunt eu ca să țin eu discursul? Eu văd de treaba mea. De credința mea și de Dumnezeu meu și de Hristos. Vine postul mare, văd de treabă. Gata. Termin cu nebunile, să nu mai vin. Că nu mai... Nici nu mai mă găsesc, că săptămâna, prima săptămână... Plec, la revedere. Sunt părerea ale specialiștilor care spun că FCSB-ul are lotul cel mai scurt, cel mai puțin numeros pentru lupta asta din play-off. Păi da, ce să... Nu știu, o să vedem noi. Am văzut cât de scurt este. Aveam 12 puncte. Și după aia am văzut, asta este scurt. Așa cum este scurt, cum vrea Domnul așa să fie. Da? Nu mai vreau mă să mai fac. Iar eu vreau să scot rădăcina asta din mine, că e în inima mea mândria asta și vreau să scap de ea, să o smul definitiv. Că dacă mă apuc să vorbesc acum, iar vrăjmașul mă pune de ce și ce mai zic. Și o iau iar. Iar acum mi-a început iertare la toată lumea și imediat mai zic ceva. Nu? Și după aceea ce face? Vine Dumnezeu iar cu bătaia? Păi nu mai vreau bătăi de la Dumnezeu.
Asta 4-0 e bătaie de la Dumnezeu, ce altceva? Ce? Da, și golurile care le-au dat. Pac, gol, pac, contratac, pac, gol, pac, gol, pac, gol. Ce? Ce e acolo? Nu? E clar că a fost bătaie. Eu am înțeles bătaia, Domnul să mă ierte și cu asta basta și o să vedeți voi FCSB de acum încolo, da? Hai Domnul să vă ajute!